Administrația locală suceveană intră în sezonul licitațiilor publice pentru investiții sau pentru partea de întreținere și funcționare. Prima licitație vizează modernizarea iluminatului public. Mai exact, în 14 martie va fi organizată o licitație pentru întreținerea și repararea echipamentelor electrice și de iluminat public pe raza municipiului Suceava. Primarul Ion Lungu își dorește ca după licitație municipalitatea să semneze un contract de cesionare a iluminatului public. Este vorba de o valoare de 648.336 de lei fără TVA până la sfârșitul anului, este mai mult pe 8 luni, valoare totală în ideea că se va mai prelungi și anul viitor 4 luni, total valoare 972.504 lei fără TVA. Aici am mai spus și altă dată, intenționăm și cred că așa este corect să facem un contract de concesionare de întreținere a iluminatului public, pentru că an de an avem aceste probleme, până facem licitația trece jumătate de an, și este destul de dificil, dar vrem să facem acest lucru după ce finalizăm modernizarea iluminatului public și aici sigur că acest lucru se va întâmpla în acest an, pentru că pe data de 14 martie, așa cum se cunoaște, are loc licitația pentru reabilitarea iluminatului public pe fonduri elvețiene, înlocuirea de lămpi tip LED și eu sper ca în acest an să finalizăm proiectul, în așa fel încât să ne putem gândi pentru anul viitor să facem o licitație, să facem un caiet de sarcini pentru concesionarea acestei activități, să avem o permanență, pentru că sunt probleme, apar probleme și sunt situații când rămânem între scaune, cum se spune, nu putem să ne închidem contractele pentru că vine un nou buget, să facem nouă licitații, mai apar contestații, iar acest serviciu de iluminat public este necesar să fie asigurat pe toată perioada anului.